Când o determinantă este nul? Când are două linii sau două coloane egale, da? Sau proporționale. Egale sau proporționale. Și noi trebuie să găsim, ori luăm două linii egale sau proporționale, fie pe 5, 5, 5, 5, 5 și ultima. Deci, este 5, 5, 5, 5, 5, 5, și una, 1, 3, 5. 3, da? Da? Sau 5. 5, da? Da. Ei, ăsta de aici, sau ăsta din colțul ăsta, altul este diferit de 0. Da. Și dacă găsești unul diferit de 0, înseamnă că rangul este 2. Acum, matricea asta, determinantul de ordin 3 este sigur 0, da? Deci a găsit să-ți determine două, să găsească prin mulțimea tuturor matricilor respective două, care la una rangul să fie 1 și la cealaltă rangul să fie 2. Sunt multe, dar mai am găsit aici două, așa a spus. Găsiți două. Da. Mai departe, ce? Ce? Să se arate că dacă matricea B aparține lui M, atunci determinantul matricei B se divide cu 4. Deci să se arate că dacă B nu? Aparține lui M mare rând, atunci determinantul lui B se divide la 4, nu? Determinantul se divide la 4. Se arate că dacă, încă o dată citește. Să se arate că dacă matricea B aparține lui M, atunci determinantul matricei B se divide cu 4. Da. Noi ne gândim la una diferită de 0, că 0 se divide la 4, nu? Da. Deci fie, cum a fost mai înainte, am luat acolo 5, 5, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 5 și ne-a dat minus 20. Minus 20 da. Se împarte la 4. Dar hai să vedem acolo care ar fi observația, de ce se împarte tot timpul la 4. Autorul a dat 5-5 acolo și a făcut, scos un factor, a făcut 0 ori, așa, 3 minus 5 și a dat 2. Deci, dacă au luat prima linie de 5, pe a doua nu mai poate să o ia cu 5. Câte va face 0, da? Da. Deci noi ne gândim la situația în care nu face 0. Și atunci, ce poate să ia? 2 de 1, sau 2 de 3. 2 de 1 sau 2 de 3. Da.
Deci trebuie să avem în vedere că în clipa în care am fixat-o pe 1 la 5, din coace nu mai trebuie să luăm identic. Ca să nu facă 0. Nici pe cealaltă să nu fie identică cu asta. Deci dacă am pus 2 de 3, acum 2 de 3 trebuie să nu fie pe aceeași coloană. Adică 3-ul aici fixat. Da? Deci neapărat avem grijă ca să se fie separați aici de 1 și de 5 celălalt 2. Și acum dacă luăm invers, dar de 3, toți 3 pe prima linie și jucăm cu 5 și cu cine? Cu 5 și cu 1, trebuie să întâmple la fel. Ei, și cum l-am făcut, când am scos în factor comun, va fi 5, ori dacă e 5, 5 mulțit cu, dacă va fi 3, 3 mulțit cu, dacă va fi 1, nu mai are nicio importanță, că 1 deja. Și când facem 0, aici este interesant. Deci distribuția am văzut-o ca să fie diferit de 0. Determinatul ăsta trebuie să îl bag în colțuri. Și când am făcut 0, vine așa. 1 minus 3 minus 2 și 5 minus 3, 2. Și acum apare aici determinantul de ordin 2. Minor acela, da? Și vine ăsta ori ăsta care face minus 4. Sau poate să fie pe partea cealaltă, depinde cum e aranjat distribuții. Da. Se face asta 4. Finalul este că totdeauna multiplul de 4 apare. Da? Totdeauna apare multiplul de 4, că între 3 și 1 diferența e de 2, iar între 3 și 5 diferența e de 2. Da? Între 3 și 1 diferența e de 2, între 3 și 5 diferența e de 2. Și atunci la diagonala principală minus secundara, bine, face repede multiplul de 4. Ăsta e motivul. Iată că mie mi-a ajutat aici dezvoltarea. Da? Deci mi-a ajutat. Eu trebuie să fac să fie, insist, trebuie să fac să fie așa fel distribuite, încât să nu fie două linii sau două coroane identice. Să nu fie două linii sau două coloane identice, că atunci valoarea determinantului este 0. Și atunci, ca să fac ordine, zic, pe o linie pun fie 1, fie 3, fie 5, iar pe celelalte două am grijă ca să nu se întâmple să facă situația de care am vorbit, două linii sau două coloane identice sau proporționale. Și atunci distribuția așa fel făcută, încât minorul ăsta care apare, apare 2 ori 2, care e multiplul de 4. Asta ar fi fost ideea. Pentru că 5 minus 3 egal cu 2, cu 3 minus 1 egal cu 2. La formarea zerorilor, 2 sau minus 2, n-are importanță. Dar e destul de interesant aici. Punctul C, într-adevăr, de mai dichis așa. Punctul... Da, păi lăsăm tu mâine seara. Da, cât e? 10. 10 ori 5. Așa, le oprim aici. Da. Da, bine, le oprim aici. La revedere, dragilor.